slăvit să fie Domnul. Imaginați-vă așa cum se vorbea frumos despre această scăldătoare, un bazin acolo în Ierusalim, în cetatea Păcii și marea majoritate a celor prezenți veneau pentru că știau primul ce concurență era între oamenii aceștia, Într-un fel, cei ce nu erau paralizați și erau doar surzi, spre exemplu, aveau prioritate umană, da? Pentru că picioarele lor îi ajuta să ajungă mai ușor acolo. Șchiopii mai ajungeau și ei cum mai ajungeau, uscații foarte greu, orbii și ei foarte dificil ajungeau pentru că nu puteau să vadă, nu observau apariția îngerului, dar cel mai defavorizat era slăbănogul. Cum se spunea deja, avea mușchi atrofiați. M-am tot gândit oare cine l-a dus pe omul ăsta aici. M-am tot gândit cum de-o mai venit încă o dată. Pentru că Biblia zice, un înger al Domnului se cobora din când în când. De ce nu fixa ora când vine? Noi vrem să stăm cu ochii pe ceas și să zicem, Doamne, spune-ne minutul, te rog frumos. Cu o secundă înainte am apărut, ai făcut minunea și am plecat. Uitați-vă că Biblia zice, din când în când. Nu știm nici ziua, nu știm nici ora, nu știm nici luna măcar. Știm doar că din când în când. Și uitați-vă ce spune Biblia, scăldătoarea era tulburată, bazinul acesta cu apă era tulburat și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos. Și rețineți ce spune mai departe Biblia. Orice boală ar fi avut. Credeți lucrul ăsta? Credeți? Lăudați să fie Domnul. Dumnezeu a hotărât ca acolo în scăldătoarea aceasta, acolo lângă poarta oilor, în evrește, numită Betesda, unde sunt cinci pridvoare, cinci coloare și toate erau tixite, care mai de care încercau, se spunea deja, să ajungă lângă bazin. De ce? Dacă ești mai aproape, ai șanse să fii primul. Și dintr-o dată un tânăr, undeva la 30 și ceva de ani, maxim 33, apare la orizont. Nimeni nu-l observă. Nimeni nu-i interesat de el. Toți sunt cu ochii pe bazin. Noi vrem îngerul, ziceau ei. Noi vrem îngerul. Și un tinerel de 30 și ceva de ani vine încet, liniștit. Se uită la toți. Nu face nimic, frapant, șocant, nu-și pune nicio emblemă, nicio etichetă pe frunte, nimeni nu reacționează cu nimic. Se uită la fiecare dintre ei și dintre toți. Zice Biblia, îl vede pe unul. Vesetul se spune Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. I-a fost o întrebare aparent incompatibilă cu situația. Vrei să te faci sănătos? Doamne, aici e un secret mare. Cum de unui tinerel obișnuit, slăbănogul îi zice, Doamne, oare ce-o fi văzut în privirea lui? Oare ce-o fi simțit în pașii lui, în liniștea pe care o lăsa în jurul lui Isus. Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni. Mesajul pe care l-am se intitulează când n-ai pe nimeni. Când n-ai pe nimeni. Pandemia asta ne obligă să înțelegem mai bine ce înseamnă starea asta. Când trebuie să mergi la un bolnav de COVID și trebuie să-i lași nici măcar nu în, în ușă, dacă așa e situația. Trebuie să-i pui plăsuța cu mâncarea pe preș, pe preșul din fața ușii. Și când trebuie să-i spui la telefon, v-am lăsat plasa la ușă, vă rog să o ridicați și pleci. Nici nu-l pot vedea măcar. El se simte cum se simte că nu vrea să fie interpretat. Cel ce merge, unii dintre ei au frică, eu n-am frică, dar asta nu înseamnă că sunt habotnic sau mă arunc în valuri. Stau cu respect, respect legea și accept că vremea asta trebuie să fie o vreme în care să fim precauți, înțelepți și trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Amin? Amin. Ei, simțământul ăla că e prietenul tău, că e cineva din familia ta, că e cineva apropiat ție și tu nu poți să-l ajuți. Că sun video, că-i vorbești la telefon, audio, că... da, omul se simte că n-are, n-are pe nimeni. Când l-o și luat cu ambulanța și l-o dus, și mai ales cum erau în lunile anterioare, când se făcea caz, nu că ar fi fost greșit lucrul ăsta, asta era, asta era protocolul de la Ministerul Sănătății, nu vorbim pe nimeni de rău, da? Noi spunem, Doamne, realitatea, când era așezat în ambulanță și dus... Și când era dus în spital și era ținut în, în, în salonul ăla în care nu putea să-l atingă nimeni, nu putea să vorbească nimeni cu el, știți cum se simțea omul? Că n-are pe nimeni. Cea mai mare dramă este să ai oameni în jurul tău care să-și dorească să te ajute și să nu poată și tu să simți că n-ai pe nimeni. Sunt oameni care n-au pe nimeni în mijlocul mulțimilor de oameni. În masele de oameni sunt oameni care n-au pe nimeni. Despre ei și lor le vorbesc în dimineața asta cu ajutorul Duhului Sfânt. Când n-ai pe nimeni. În primul rând să nu uiți, Iisus e prezent acolo. Credeți asta? Faceți un semn, vă rog. Lăudați să fie numele Lui Iisus. Când omul ăsta, nu știu cine l-a dus, vă spun, probabil l-o fi adus, dacă era în vremea de azi, s-ar fi așezat pe un taxi, s-ar fi mascat până în dinți, l-ar fi lăsat cumva cu greu, l -ar fi, și, și șoferului ar fi fost greu să-l ridice, să-l pună, să-l așeze, da? Și ar fi zis, mă, n-am timp pentru tine și dacă îmi plătești tot ce înseamnă șederea mea cu mașina, aici nu pot să stau până când vine îngerul, că nu știm când vine îngerul. Poate veni în secunda 3 sau poate veni peste 4 ore, Nu avem timp pentru asta, ziceau oamenii din jurul lui. Cineva l-a adus, a avut deschiderea asta să-l aducă pe bani sau gratis, nu știu cum. Dar zice Biblia, cineva a venit să fie prezent acolo, numele lui este Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Când n-ai pe nimeni, ține minte în primul rând, Isus e prezent acolo. Iisus nu e prezent acolo să-și facă poze cu dumneata, Iisus nu e prezent acolo să-și bifeze în agenda că a mai fost la un bolnav, a mai fost la un paralizat, a mai fost lângă cineva. Iisus e prezent acolo în simplitatea Lui, ca să-ți ofere soluția pentru viața ta. Lăudat să fie în numele Domnului! Toți s-ar fi așteptat ca minunea asta să se producă cumva cu anunț prealabil. Să fie niște afișe mari, bannere extraordinar de late și de lungi. Să fie scris, dacă se poate, să fie și poza cu Isus Hristos. Să se spună, la scăldătoarea din Betesda, în minutul cu tare, intră Isus, aplaudați-L pe Isus, ar fi zis alții. Isus intră liniștit, nimeni nu-L observă. Dar Isus intră și când bărbatul ăsta simte că n-are pe nimeni, Iisus era prezent acolo, știți pentru cine? Tocmai pentru el. Lăudați să fie numele Domnului. Iisus e prezent acolo, un Iisus simplu, un Iisus care lucrează în simplitate. Zice, Naman, credeam eu, stați mă oameni buni mă! Cum adică mă? Omul ăsta stă în casa lui profetul Elisei și nici măcar să nu vină la poartă, să-mi facă semn, ca în vremea de azi, cu mâna, că nu mă poate atinge, că e pandemie. Dar Nici măcar atâta, domnule, atâta respect, eu vin de departe, eu am grade, domnule, eu sunt cineva special, eu sunt capitanul noștiri lui Naman, lui, lui Asiriei și sunt unul dintre cei mai importanți, stăpânul mă vede ca un om cu mare vază. Pentru că Domnul izbăvise pe sirieni. El se credea el mare, dar de fapt acolo era Domnul implicat. În tot ce se întâmplă bun în viața noastră este implicat Domnul. Amin? Și zicem, lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Naman zice, eu credeam, ascultat ce credea el. Eu, versetul 11, 2, împărați capitolul 5. Naman s-a mâniat, nervos până în din, zice, gata, plec. Eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa și a el însuși, vreau să-l văd în persoană, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. O, oh, așa simplu, domnule! Iordanul poate fi soluția pentru vindecarea mea? Stați un pic că eu vreau mai complicat, zice el. Nu sunt doar râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune, mai calitative, cu o configurație chimică mult mai ridicată decât toate apele, toate, nu doar Iordan, toate apele lui Israel. N-aș fi putut doare să mă spăl în ele și să mă fac curat. De ce nu te-ai spălat? De ce ai venit aici? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar unul foarte, foarte înțelept zice, ai grijă, ai grijă că ce ți se cere e foarte simplu și tu vrei să complici lucrurile. Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Hai să spun ceva la ureche, așa simplu. Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Un Isus care e prezent acolo, lângă problema ta. Și care, în simplitatea ta, în odăița ta, îl simți prezent. Nu face nimic audibil, poate nimic înregistrabil, nimic văzut cu ochiul liber. Însă simți că coboară lângă tine. Știu că ai putea să mărturisești în această dimineață că au fost miliarde de momente în care le-a chemat pe Iisus în singurătatea ta. Și Iisus a fost prezent acolo. Cine poate să mărturisească cu sinceritate, fără să vă înțelegeți, vă rog să ridicați o mână. Iisus a fost prezent acolo. E viu Iisus, aleluia. Când ai pe nimeni să nu uiți, Iisus e prezent acolo. E prezent acolo lângă simțământul tău, că nu mai ai pe nimeni. Greșești, Iisus e acolo, nu e singur. Un Isus care lucrează în simplitate, un Isus care lucrează și el e suficient când e el, parcă nu mai e nevoie de nimeni. Când e el, el îți oferă tot ce ți este necesar ca să se rezolve problema ta. Un Isus care îți oferă soluția, un Isus care știe exact prin ce treci. Pentru că vreau să vă mai spun ceva în dimineața asta. Când n ai pe nimeni, Isus îți pătrunde amintirile. Isus îți pătrunde amintirile. Omul de obicei când trece printr-o situație dificilă e tentat, este o predispoziție umană la toți oamenii să își depene amintirile nefavorabile ale vieții. Omul e tentat să înceapă să se uite la toate contextele din viața lui în care a eșuat omul e tentat să zică sunt praf, nu mai am niciun viitor și la vârsta cu tare am falimentat și la vârsta cu tare am falimentat și din colo sunt slab și din colo sunt slab și diavolul zice vezi nu mai ai nicio valoare, nu mai ai niciun sens în viață și diavolul începe să-i aducă amintirile trecutului ei când n-ai pe nimeni reține că Iisus îți pătrunde amintirile tale Întrebarea aceasta n-a fost o întrebare nonsens, noi așa o privim, Întrebarea aceasta avea două dimensiuni, avea două scopuri clare. Scopul numărul unu era că Isus nu mântuie pe nimeni obligatoriu. Isus nu vindecă pe nimeni obligatoriu, fără ca omul să-și dea un acord privat, personal și verbalizat, transmis cu voce tare. Vrei să te faci sănătos? Dacă nu vrei să știi, nici eu nu-ți fac nimic, zice Isus. Și al doilea scop pentru care Iisus a pus întrebarea aceasta a fost întrebare gen cârlig. O întrebare care provoca amintirile bărbatului acestuia. O întrebare care își dorea și își propunea Iisus Hristos să intre în istoricul vieții lui. El oricum le știa pe toate. Știți ce zice Biblia? Când l-a văzut, știți cum l-a văzut? L-a văzut zăcând. Este un verb care arată o vreme îndelungată de când stătea Așa a trântit jos la pământ. Și sunt oameni care zac de multă vreme și viața, și evenimentele, și circumstanțele i-a făcut să fie trântiți jos la pământ. Din punct de vedere spiritual, moral și de foarte multe ori din punct de vedere al nădejdii, al speranței. Zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. Am stat să număr câte zile o trăi bărbatul ăsta paralizat. 13.789 de zile. 456 de luni. 38 de ani. Isuse, unde ai fost? Isus, ce s-a întâmplat cu viața lui? De ce n-ai găsit o circunstanță prin care să-l vindeci? Întrebările în viața acestui om de 13.789 de zile erau nenumărate. Era un bărbat blocat la nivel mental, un bărbat care nu mai avea șanse din punct de vedere social, un bărbat care nu doar că avea mâna uscată, cum vorbeam de data trecută, ci avea întreg organismul blocat, nefuncțional de-a dreptul. De ce? Bărbatul ăsta e bolnav dinainte să se nască ca și om Iisus Hristos. El are 38 de ani de paralizie, Iisus avea doar 30 și ceva, maxim 33, cum spuneam. Iisuse, Parcă nu mai există nicio șansă. Toate amintirile mele, zice bărbatul ăsta, sunt legate de bala mea. Imaginați-vă că bărbatul ăsta, cei care ați îngrijit, de oameni care sunt în felul acesta, fie că lucrați într-un cadru medical, fie că aveți pe cineva drag în familie, înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun, datorită paraliziei se produc răni, e foarte greu să fie mișcat omul ăsta, e paralizat, e slăbănog. Iisus Hristos pătrunde în amintirile lui și Iisus Hristos, este așa de atent, este ca un povestitor ilustru, este un, un consilier de excepție cel mai bun. Îl lasă pe bărbatul ăsta să-și depe neamintirile și să spună, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apă. Asta e singura mea șansă, zice el. Și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. N-am nicio șansă, zice el, n-am niciun viitor, n-am nicio perspectivă. Viața mea este o viață blocată. Istoricul meu este un istorică fără de șanse. Însă Iisus Hristos i-a spus altceva, să nu uiți, eu sunt aici pentru tine. Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Poate n-ai o stare de paralizie, poate n-ai o problemă familială, poate n-ai un context ca acesta, poate că în viața ta, în anumite momente, ai ajuns să spui că n-ai pe nimeni și poate ești chiar un mare om al lui Dumnezeu. Poate ești o soră dedicată împărăției lui Dumnezeu și pe toată durata vieții dumitale, de când te-ai întâlnit cu Hristos, mergi numai pe drumul lui Dumnezeu. Îți aduc în față imaginea unui bărbat. Era în sala de judecată, era în momentul în care trebuia să fie condamnat la moarte. Judecătorul avea ciocanul pregătit să lovească pentru să Sentința finală. Și bărbatul acesta, pe nume Pavel, se uită în sala de judecată. Și printre toți oamenii prezenți acolo caută un martor care să fie apărător. Caută un, un om, care să fie prezent acolo, probabil cum spunea fratele Claudiu, măcar slăbănogul din listra, la care s-a uitat a el și a văzut care e credință. Și a zis, numele meu, ridică-te în picioare. Și slăbănogul a trebuit să fie prezent în sala de judecată. Și să-i spună, oameni bună, priți vă omul ăsta n-a omorât pe nimeni, omul ăsta n-a calomniat, omul ăsta n-a mințit niciodată, omul ăsta n-a decretat să fie dus templu într-o stare jalnică, omul ăsta n-a dus mărturie mincinoasă, omul ăsta a trăit numai bine. În antiul meu răspuns de judecată, de apărare, zice Pavel. La antiul meu răspuns de apărare. 2 Timotei 4 cu 16. M-am uitat prin sală. Nimeni, nimeni n-a fost cu mine. Și ce s-a întâmplat, Pavele? Pavel zice și toți m-au părăsit. Sunt momente în viață în care pastorul nu te ajută. Sunt momente în viață în care biserica nu te ajută. Sunt momente în viață în care spitalul nu reușește. Sunt momente în viață în care soluțiile sunt finale. Când nu mai ai nici o situație de ieșire din perspectivă umană. Când nu mai ai cu cine să vorbești. Am să-ți transmit un mesaj în această dimineață de la Duhul Sfânt. Iisus e prezent acolo. Iisus e prezent acolo. Glorie lui Iisus Hristos. Versetul 17 spune însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Domnul a venit cu viteză de înger înspre spațiul acela al sălii de judecată, în acel penitenciar din Roma, în acel spațiu, acel spațiu rău famat. Și n-a zis, hai repede că vreau să te ating un pic pe frunte cu un deget arătător. Și să plec repede că mai am miliarde de alți oameni pe care trebuie să-i vizitez pe mond. Trebuie să blochez niște durne curate, niște cohorte demonice. Nu, 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 nu. Biblia zice, Iisus, Domnul a stat lângă mine. Pentru că să-ți transmit în această dimineață această realitate din partea Duhului Sfânt despre Isus Hristos, Domnul. Că n-ai pe nimeni, Isus este statornic lângă tine. Isus e de partea ta. Isus nu pleacă niciodată. Isus nu pleacă niciodată de lângă tine. Poate că zici, Doamne, nu mai am nicio șansă, nu mai am niciun viitor. Isus e prezent acolo, chiar dacă nu ești vinovat. Despre slăbănogul acesta din Ioan 5 înțelegem că a păcătuit. Dar despre Pavel nu avem nicio dovadă că a pentru că nu orice boală, nu orice părăsire, nu orice sentiment în care simți că n-ai pe nimeni e din cauza păcatului. Sunt momente în care Domnul te încearcă, sunt momente în care Domnul te testează, sunt momente în care Domnul vrea să vadă ce fel de reacție ai. Iadul întreg e cu ochii pe tine, ca și în cazul lui Iov. Uitați-vă la un om care n-a avut chiar pe nimeni. Din zece fii n-a mai avut niciunul din întreaga familie, a rămas patru robi care, care mai de care își căutau în altă parte de muncă pentru că a falimentat businessul lui Iov. Și în acele momente, acest bărbat a simțit uneori să zică blestemată să fie ziua în care m-am născut. Vos momente în care a zis, Doamne, de ce mă urmărești ca pe un vierme? De ce ești cu ochii pe mine și dai zoom pe viața mea de parcă ți-am făcut ceva rău? Și ai fi zis, parcă ai emoții, cum, cum eu de zice așa împotriva Domnului? Cum de vorbești? Uitați-vă că Domnul nu nu-l judecă. La final când prietenii lui Iov se dau ei rotunzi și interesanți și foarte foarte, foarte buni teologi îi cheamă la raport domnul și zice băieți, ne pare foarte rău, a scăzut examenul de teologie. Voi n-ați vorbit așa de drept despre mine. Cum am vorbit? Dreptul meu Iov. Pentru că Iov chiar dacă nu avea pe nimeni îl avea pe domnul care știa ce simte Iov. În momente dificile, când poate zici, Doamne, de ce s tratat așa? De ce mi se întâmplă asta? Doamne, de ce am problema asta? De ce, de ce mă simt așa, Doamne? N-am pe nimeni să nu-ți. Isus e prezent acolo. Isus îți pătrunde amintirile trei. Isus îți poruncește atingerea. Isus e prezent acolo să-ți aducă soluția. Cuvântul Domnului spune, versetul 8. Vedeți? Iisus a zis atât, vrei să te faci sănătos? Cinci cuvinte. Atât a zis sus. Iar versetul 8 spune, scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Când n-ai pe nimeni, în primul rând Iisus, care este prezent acolo, îți poruncește schimbarea ta supranaturală. La ora actuală aici în clădirea bisericii sunt persoane în dreptul cărora Isus vrea să poruncească eliberarea. Amin? lăudați să fie numele Domnului. Să, zici, să știți că aici, în Biserica Betania, se fac minuni. Sunt slujbe după care vin oameni și spun: după acel mesaj, după acea cântare, după acel moment în care a fost la biserică. Și poate unii oameni au crezut că este o slujbă pliticoasă, obișnuită. Vin și spus, spun: la Betania l-am primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Vreau să mărturisesc păcatele, vreau să mă smulg din gheara iadului. Vreau să fiu eliberat, pentru că la ora actuală, în mileniu 3, astăzi, în locul acesta, 18 aprilie 2021, Isus Hristos este prezent. Isus Hristos este viu. Isus Hristos lucrează în simplitate. Nu o să-l vezi întotdeauna vizibil. Nu o să sară întotdeauna un slăbănog în picioare din punct de vedere fizic, dar o să vezi un om care nu mai pune mâna pe tutun. Un om care îți trimite mesaj că renunță la bere fără alcool. Un om care zice nu mai vreau să ating imoralitate. Renunț la tot ce este rău. O, oh, Doamne, ridică în această dimineață. Ridică în dimineața aceasta în numele tău să se scoale, să se trezească oamenii care sunt blocați în păcatele lor, care din punct de vedere spiritual nu mai pot să cânte laudele Domnului, au maxilarul blocat, sunt paralizați la maxilar, au poate mâinile blocate și nu mai pot să spună pace în numele Domnului să dea mâini de pace. O, oh, Iisus Hristos este prezent la Betania, credeți? Aliluia Domnului Iisus Hristos! Iisus Hristos îți poruncește atingerea, ridicarea, o ridicare care înseamnă schimbare supranaturală. Cine poate schimba un om? Cine poate îl face pe un tânăr care s-a drogat până mai ieri să zică azi, nu mă mai droghez? Cine poate face o persoană care a vizionat murdării să spună de azi nu mai vizionez așa ceva. Cine poate ridica o persoană care se afla în depresie și să zică de azi mă încred în Dumnezeu. Regele meu este Isus Hristos, este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, mă așez sub autoritatea Lui. Și cine poate schimba din punct de vedere spiritual, supranatural viața unui om, Marele Rege Isus Hristos. Marele Rege Isus Hristos, lăudați să fie în numele Lui schimbare supranaturală. Asta înseamnă scoală-te. Ridică spatul înseamnă stăpânește ce te-a stăpânit. Orice paralizat, orice slăbănog avea nevoie de o saltea, avea nevoie de un pat, avea nevoie de ceva pe care să se așeze. De asta depindea viața lui. O viață pe pat. Asta înseamnă paralizie. Era dependent de targa aceasta. Însă când Iisus Hristos s-a apropiat de el, i-a zis, scoală-te, i-a zis Iisus, și nu întâmplător i-a zis, ridică-ți patul. Adică dependența pe care ai avut-o tu până azi, trebuie să-ți devină subjugată ție și mai ales autorității mele. Dacă până azi ai fost dependent de pat, să nu ți de azi patul depinde de tine. Și spune Biblia, a dat omul, s-a făcut sănătos și a luat patul Înainte el avea nevoie de pat. Acum, știți ce? Face patul ăsta. Rămâne dependent de slăbănog. Pentru că atunci când se întâlnește cineva cu Isus, începe să stăpânească ce l-a stăpânit. Începe să fie autoritar prin numele lui Isus Hristos asupra dependenței pe care a avut-o în trecut. Dependența lui în numele lui Isus este știarsă, Este eliberat din punct de vedere mental, vizibil la nivelul ochilor, la nivelul auzului. Este eliberat la nivelul mâinilor, este eliberat la nivelul tuturor mădularelor unui trup. Pentru că Isus Hristos creează eliberarea, transformă inima și produce salvarea în numele Lui. Lăudați să fie în numele Lui Isus. Fiecare dintre dumneavoastră ați putea mărturisi în această dimineață. Ați avut un moment în care v-ați întâlnit cu Isus și din momentul acela elementele de care depindeați au devenit dependente de dumneavoastră. De ce? V-a transformat sângele lui Isus Hristos. Aliluia Domnului Isus Hristos. Să nu uiți că n-ai pe nimeni. Există un Isus. Există un Isus care poruncește ridicarea ta. O ridicare care înseamnă în primul rând schimbare supranaturală. Vor încerca oamenii să întrebe de ce s-a întâmplat asta în viața ta. Vor încerca oamenii să înregistreze cum ai făcut asta. Ai mers la psiholog, ai mers la terapeut, ai căutat sisteme medicale. Nu! Vei spune, m-am întâlnit cu Isus Hristos. Mi-am pus fața în palme, m-am prăbușit în genunchi și am strigat înspre crucea de la Golgota și am zis, Iisus de Hristos, e Fiul lui Dumnezeu. Iartă în păcatele din prezent, din trecut. Spală-mă în sângele tău și supranatural. Ai fost schimbat, amin? lăudat să fie numele Domnului, ai început să stăpânești tu elementele care te-au stăpânit. Ai început să controlezi tu tableta, nu ia să te controlezi. Ai început tu să-ți controlezi smartphone-ul, nu să te ia parcă prin surpide și să nu mai știi pe ce să tastezi din cauza păcatului. Și trei, uitați-vă la această poruncire a ridicării care înseamnă statornicie pe drumul cu Isus. Biblia zice, ridică spatul și mișcă, fă doi pași. Așa zice. Nu, umblă. Această poruncă de a umbla să vă avea de a face în primul rând cu realitatea vindecării. Există așa zis vindecător, nu vreau să le dau numele azi, care încearcă, lovesc piciorul, fac tot felul de mătănii, nu știu cum se reacționează, își iau hainele și aruncă peste oameni, își cad pe spate săracii, N-au coloană vertebrală, spirituală în primul rând și apoi din alte puncte de vedere. Și fac mișcări din astea de mase, vor să iasă în evidență. Asta e problema. Iisus e așa simplu, așa liniștit, echilibrat. Îi poruncește și în cuvintele lui e forță eliberatoare. Scoală-te, ridică spatul și umblă. Și versetul 9 spune, îndată. Dar Iisuse, nu merge să-l atingi la genunchi, nu-i faci Există așa învățături false, sunt, sunt responsabil când vă spun că asta e fals. Dragii mei, Dumnezeu vrea să facă o vindecare, nu trebuie să faci ungere la gleznă ca să se vindece. Șervețelul ăsta care va fi așezat pe trupul sorei noastre, Maria Bojan, așezat pe frunte prin credință, o va vindeca supranatural după planul lui Dumnezeu. Nu i nevoie să pui un de lemnul pe frunte, pe urechi, pe nu știu pe unde. Trebuie să fim oameni echilibrați, trebuie să fim înțeleți, trebuie să rămânem la Biblie și la ce este scris. Amin? Amin, ajută-ne, Doamne, la asta. Nu facem mișcări ca să ieșim în evidență. Dacă nu a fost vindecat, că l-am așezat pe frunte, mai mai așezăm pe la nu știu pe unde. Nu, nu e nevoie de așa ceva. Isus e tot puternic. Isus produce vindecare. amin. Lăudați să fie numele lui Isus. Umblă, sta cu Isus. În al patrulea rând, ultimul lucru pe care îl spun în dimineața asta. Că n-ai pe nimeni. Isus te probează. Faptul că nu ești vindecat azi, nu înseamnă că ești păcătos. Faptul că de 38 de ani bărbatul ăsta nu era vindecat încă, nu înseamnă că nu l-a iubit Dumnezeu. Faptul că de 456 de luni nu vedea nicio soluție la problema lui, nu înseamnă că era un păcătos răufamat, fără de șansă la cer. Și Iisus îl proba. Pentru că Biblia zice, după ce s-a văzut vindecat, după ce era deja vindecat, ascultați ce spune Biblia, versetul 13 spune, dar cel vindecat nu știa că este Isus. de ce? Căci Isus se făcuse nevăzut din rodul care era în locul acela. De ce a plecat Isuse? De ce ai dispărut? un prim motiv era pentru că îl căuta unii să-l omoare, că în ziua sabatului au făcut o minune. Vedeți cum sunt oamenii? Vedeți cum sunt oamenii? Pun accent pe legi, multe dintre ele, multe dintre ele nebiblice. Legea asta pe care o invocau ei, că n-ai voie ci că să-ți miști patul în ziua sabatului, asta nu e o lege ebraică, nu o găsiți în Vechiul Testament nicăieri. Era o lege infuzată prin Mișna, prin acea, acel ritual ebraic pe care l-au adăugat ei în timp. Nu era din Vechiul Testament. Nu avea nimic de a face cu lege din Vechiul Testament. Și oricum, chiar dacă ar fi fost o lege scrisă, Isus Hristos era Domn și al sabatului. Și Iisus Hristos avea de-a face cu sufletul acestui om și cu vindecarea lui spirituală și vindecarea lui fizică. Pentru că vreau să spun ceva, al doilea motiv pentru care Iisus a dispărut, era pentru ca să-l vadă unde merge slăbănogul după ce a fost vindecat. Că mulți oameni vin în preajma lui Isus, Mulți oameni strigă să-i vindece Isus. După ce le produce Domnul minune în casa lor, uite de Isus și pleacă. Spune Biblia, versetul 14, Isus nu lasă așa în necunoscut. După aceea Isus l-a găsit, unde? În templu. Pentru că Iisus se caută și dimineața asta. Știți de ce îl iubesc pe, or pe omul ăsta slăbănog? Pentru că de 38 de ani n-a găsit vindecare și a mai venit odată la Ierusalim. Se mă auda aceia care spun, eu nu mai vin la biserică pentru că n-am simțit nimic duminica trecută, de două luni nu mai simt nimic. Se mă aud aceia care ar putea să fie prezenți în dimineața asta și nu vin din diverse motive, o grămadă de motive copilărești, puerile. Bărbatul ăsta zice, m-a vindecat Iisus, eu nu mă duc în primul rând să-mi deschid o afacere, nu mă duc să-mi întâlnesc familia în primul rând, mă duc în prezența la templu, vreau să fiu, să caut pe Iisus și Iisus îl căuta pe el, aleluia, lăudat să fie numele Domnului Aș vrea să stăm în picioare, aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu. Este prezent în locul acesta Isus Hristos. Te caută cu privire, Isus Hristos, de o vreme. Este momentul în care, așa cum spunea fratele Claudiu, Domnul să te atingă în dimineața aceasta, să producă atingere supranaturală în viața ta. O să te rog să stai cu ochii închiși, pentru că așa te poți conecta cel mai bine la ce urmează să spun. Isus Hristos este prezent aici. Isus Hristos și pașii lui etern, varsă binecuvântarea. Abrit, paraganomenias. Isus Hristos vrea să te elibereze la nivelul minții de panica aceea, de frica aceea. De simtemântul acela că n-ai pe nimeni. Să fie dimineața în care să simți că Isus e prezent aici pentru tine, pentru viața ta, pentru sufletul tău, pentru familia ta, pentru problemele din casa ta, este prezent Isus Hristos. Mâinile Lui, cicatrizate de rănile și de piroane lungi și groase ale romanilor, au putere să te elibereze. Din mâinile Lui se mai scurge sânge vinovat. Aleluia Domnului Isus Hristos! Aleluia Domnului Isus Hristos! În locul acesta ai nevoie de cer, ai nevoie de prezența Domnului. Ai nevoie de o atingere nouă. Ai nevoie să simți cum brațul lui Dumnezeu te eliberează din șabloanele tale mentale, din gândurile tale care ai zis, numai așa să lucreze Domnul. Numai așa să lucreze Domnul. Este dimineața în care Domnul vrea să te elibereze. Dacă simți în această dimineață că treci printr-o situație amărăsămănătoare cu a slăbănogului, chiar dacă nu ești bolnav fix sau poate ești bolnav și vrei în această dimineață cu biserica, cum spunea fratele Claudiu, să ne rugăm cu credință în numele lui Isus Hristos. Și Isus aducă el liberare, Iisus să tai lanțuri, să smulge cătușe, să aducă viață în numele Lui. Fă un semn discret cu mâna dreaptă ridicată. Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai multe mâini se ridică. Domnul e prezent aici. Mai mulți au nevoie de cer. Toți avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Dacă simți că Domnul vrea să te atingă, nu-ți fie rușine. Stai cu mâna ridicată în timpul rugăciunii și spune, Doamne, uite-te și la viața mea. Uite-te și la familia mea. Uite Uită-te și la cei dragi ai mei. Adu eliberare, adu vindecare. Numele lui Isus este prezent aici să te elibereze, să ți atingă mintea, să-ți vindece boala, să ți atingă trupul, să-ți vindece cancerul. Există putere în numele lui Isus. Există putere în numele lui Isus. Abrit Paragano Elias. Poate n-ai o problemă personală, ai pe cineva drag în casa ta, cineva mai îndepărtat din familia ta. Am și eu o unchi și o și un verișor care sunt diagnosticați cu COVID-19 nu sunt mântuiți, dar îi aduc înaintea lui Dumnezeu cu mâna ridicată, brațul lui Dumnezeu se atingă, să-i mântuie, să-i elibereze în dimineața asta. Sângele lui Isus are putere, are putere de eliberare în numele Domnului. Stai cu mâna ridicată, roagă-te cu credință. Domnul prezentă prezent să te atingă, Domnul e prezent să te vindece, Domnul e prezent aici să te ridice. Slăbănogia din viața ta poate deveni istorie. În numele lui Isus, în numele lui Isus există putere. Intrăm în nu ne grăbim chiar dacă a trecut de ora 12 aproape să treacă. Este prezent Domnul aici, între rânduri. Aleluia Domnului Isus Hristos! Să se depună mărturică la Betania! Hristos vindecă din nou! Hristos a vindecat în dimineața asta! Hristos va vindeca în seara asta! Că Iisus Hristos este Domnul! Isus Hristos este Domnul! El vrea să te atingă, ne rugăm cu toți. O, oh, Doamne, suntem înaintea Ta! Suntem înaintea prezenței Tale!